Pe tine te-a luat căldurile și afară plouă în dușmănie. Deci o vreme superbă. Ia uitați-vă la el în ce hal face. Doamne Dumnezeule mare. E miercuri. E ziua în care noi răspundem întrebărilor voastre. Este ziua în care avem parte de mailbox și noi, dar și voi. Hai să începem cu întrebările. Prima întrebare vine de la Mustiuc Robert. Bună, am un buget de 3100 de lei, am creat un wishlist și aș dori o părere despre el. Mă gândesc ca pe viitor să fac un upgrade la RAM și poate chiar la procesor. Am câteva întrebări. 1. Placa video e alegere bună? 2. Ce culoare plus radiator îmi recomandați să mă încadrez în buget? 3. Procesorul este o alegere bună pentru buget, iar dacă nu, vă rog frumos să-mi recomandați unul. Stimă și respect pentru băieții PC Garage. Ce avem noi aici? Este PC de buget. Și-a ales o memorie Crucial 8 GB de Drepal la 2133 SSD, a data Premier SP 580 de 120 de GB, mai mult decât suficient pentru sistemul de operare și softurile pe care le folosești în fiecare zi. i5-7400 e un procesor foarte bun și eu n-aș merge pe altă variantă momentan. Având în vedere bugetul tău, GAB250MD3H, placă de bază și placă video GTX 1066 GB de la Gainward. 1. Placa video e alegere bună? Da, este o alegere bună. 2. Cooler plus radiator îmi recomandat să mă încadrez în buget. Eu aș zice să rămâi pe coolerul stock din pachetul procesorului. Dacă ți se pare că e o alegere proastă, tu și așa wishlist-ul tău e 3085 de lei, atunci ai putea să mergi pe un Deepcool Gamma Archer care e la 30.77. Asta înseamnă că ar trebui să mai pui cam vreo 15-16 lei peste bugetul pe care l-ai tu. Iar Deepcool Gamma Archer eu l-am folosit pe un i7-7700 și stă foarte bine, stau foarte bine temperaturile. Cam atât pentru tine, Robert. Dacă mai ai și alte întrebări, știi ce ai de făcut. Mail frumos și îți răspundem cu proxima ocazie. Alex Boss, salut Mădălin, eu în momentul ăsta am un i5-4460, 4 GB RAM și un GT740 pe o placă de bază H81 de la Asus. Peste o lună vreau să trec pe GTX 1070 plus 16 GB RAM plus o sursă certificată. Am câteva întrebări. 1. În vara asta vreau să trec pe i7-a 8-a generație, pentru care îți trebuie memorii DDR4. Aș vrea să știu dacă pot să cumpăr de acum memorii DDR4, în paranteză, dacă sunt compatibile cu procesorul și placa de bază, să nu fii nevoit să le schimb de două ori. La ce te referi tu prin compatibilitate cu placa de bază? Placa de bază pe care urmează să o cumperi sau pe cea pe care o ai acum? H81 nu este compatibilă cu DDR4, numai cu DDR3. Dar poți să ții de acum memoriile și să le ții până în vară când treci pe generația 8-a. Ce sursă am recomandat să țină sistemul după ce îmi cumpăr GTX 1070, dar și când o să cumpăr i7? Ar fi bună una de 650W, da, cu siguranță, dar minimum de cerință este certificare 80+ bronz. Asta ar însemna că SirTech, ChiefTech, EVGA, chiar și Be Quiet, Corsair sunt 5 opțiuni pe care le ai pentru o sursă bună. 3. Aș mai vrea să-mi recomandați și o carcasă care să arate bine, să aibă panou de sticlă, să-i pot pune un DVD. Bugetul pentru carcasă este de 200-300 de lei imediat. 4. Dacă pun harddisk-ul de acum în noua carcasă, voi fi nevoit să instalezi iarăși tot. Dacă ai Windows 7, o să fii nevoit să instalezi tot. Dacă ai Windows 10, nu. Pentru că Windows 10 știe să-și tragă driverele, știe să facă switch-ul între platformele vechi și platformele noi, ba mai mult decât atât, știe fără niciun fel de problemă să facă switch între platformele care au AMD și care au Intel, fără să fie nevoit să mai instalez de 7000 de ori Windows 10. Iar acum să revenim la întrebarea a treia, aceea legată de carcasă. După ce am analizat ca lumea oferta, ai avea de ales între Fractal Design Focus G Sharkoon Rex 3, e o carcasă care arată bine, Aerocool Aero 800, are și panou de plexiglas, dar are și locaj pentru DVD, Corsair Carbide Spec 03, e o carcasă mititică, dar are cele două opțiuni pe care le dorești tu foarte mult, Zalman Z9 n-are, Thermaltake Versa H34 are? Are! Deci Thermaltake Versa H34 și lista poate continua. Ai de unde alege, numai acum să-ți placă ție foarte mult designul carcaselor pe care ți le-am recomandat.
Sunt carcase, ok, arată bine, sunt încăpătoare la interior, au un airflow ca lumea, au și panou de plexiglas, de sticlă, pardon. Și acea opțiune pe care o vrei tu, bay-ul de 3.5 extern, nu intern. Nu știu de ce nu mai există filtrele de panou extern. Trebuie să vorbim cu băieții la comentare. Ok, cam asta a fost pentru Alex Boss. Și trecem la următoarea întrebare, care vine de la Darius Zakin. Vă salut, Mădălin, Roberto și toată echipa Pisigara. Aș face o echipă minunată și vă urmăresc mailbox-urile de la primele episoade până acum. Și abia în momentul acesta m-am gândit să-mi construiesc un nou desktop și aș vrea să vă cer părerea. Ce avem noi aici? Avem un wish list. Uăuleu, ce cât ai wishlist-ul. Sunt toate componentele compatibile. 2. Mi-aș dori să știu părerea voastră despre R3300X, dacă ar putea face față cerințelor mele. Hai să vedem prima oară de compatibilitate. A320 bazuca merge cu 1300 fără niciun fel de problemă, 8GB la 3000 perfect, carcasa Seco TPSGK6 intră și placa de bază și procesor fără niciun fel de problemă, placă video Gigabyte GeForce GTX 1060 WindForce OC, varianta mai mititică, intră fără niciun fel de problemă și ea în carcasă, Seagate FireCuda SSHD de 1TB, sursă de 500W, totul e în regulă cu sistemul tău. Deci, 1. Sunt toate componentele compatibile? Da. Mi-aș dori să știu părerea voastră despre R3300X. Este un procesor foarte bun, eu l-am lăudat, am lăudat și 1200-le. Fără niciun fel de discuție, 1200-le mi se pare a fi fostul FX6300 când e vorba de performanțe. 3. Sursa este capabilă să facă față la specificațiile sistemului? Da, fără niciun fel de problemă. 4. În locul acelui SSHD aș putea lua un hard disk de 1TB și un SSD de 128GB sau nu este nevoie tot în același preț? Mai degrabă eu m-aș duce spre SSD și hard disk. De ce? SSD pentru sistemul de operare, hard disk pentru softuri și jocuri și muzică și filme, etc. Dacă aș fi unele upgrade-uri care ar aduce un improvement la PC, dar să nu depășească 200-300 de lei, ar fi foarte ok. Mulțumesc frumos, țineți treaba sus. Da, încă 8GB RAM. Încă 8GB RAM, în momentul de față chiar mai ai nevoie de 8GB RAM, mai ales dacă faci editare, vrei să te joci jocuri pe rezoluție Full HD cu detalii la maxim, etc., etc., etc. Asta este singurul upgrade pe care eu l-aș face sistemului tău. Amarandei Cosmin, salutare echipa Psigaraș, am câteva întrebări legate de această configurație. Procesor i3-7100, placă de bază H110MK, pe site-ul producătorului am văzut că merg și procesoarele din generația 7, corect, așa este. O memorie HyperX Fury 4GB la 2133, peste puțin timp voi mai achiziționa o memorie de același fel. Hard disk Western Digital, sursă Chieftec 500W, carcasă X2, Nextite USB 3.0 și placă video puțin mai slabă, ATI 3850 X2. Dumnezeule, schimbă repede de tot. Întrebările mele sunt: 1. 500W sunt suficienți pentru această configurație, având în vedere că vreau să fac upgrade la GTX 1050 sau 1050 Ti? Da, fără niciun fel de discuție. Pot juca jocuri precum CSGO, LOL, Rocket League, FIFA 17 în 60 de frame-uri plus dacă iei 1050-1050 Ti? Da, fără niciun fel de discuție. Credeți că ar trebui să schimb vreo componentă dintre cele de mai sus? Da. Da, eu aș alege altceva în afară de acel i3-7100. Probabil eu aș mai aștepta un pic și aș trece pe i3-8100, seria 8 de la Intel. Mi se pare o serie foarte bună, dar pe de altă parte nu ai suport în ceea ce privesc plăcile de bază. Încă o dată am spus-o și un pic mai devreme, o spun și acum, încă nu se știe nimic de seriile cu chipset 300, cu B în față sau cu H, adică 350, 370, B350, H370. Eu aș mai avea puțin tică răbdare. Sincer, dacă aș fi în locul tău, aș avea un pic de răbdare și aș merge pe seria 8 de la Intel. Asta este singura modificare, singura componentă pe care aș vrea să o schimb în tot sistemul tău. În rest, dacă peste o perioadă de timp îți mai e încă 4 GB e ok, o să ai 8 GB și o să funcționeze tot în regulă, sună telefonul și 1050-1050 Ti. Cam asta e. Chill?
Păi, ci l-am fost că a sunat telefonul, n-ai văzut, și am continuat cu răspunsurile chiar dacă a sunat el. Hai să mergem mai departe la Marius Iliescu. Bună, aș vrea să-mi recomand și mie un monitor pentru gaming până în 600 de lei. Bună și ție, dragă Marius. Monitor pentru gaming, asta înseamnă ori panel IPS, ori TN, rezoluție minimă Full HD. Hai să vedem ce am găsit eu pe Cilișca. Am găsit un BenQ GL2250HTM, care mie mi se pare o opțiune foarte, foarte bună. Ar mai fi un... Și mai este o versiune de 24 de inch, ăsta era de 22, mai este o versiune de 24 de inch BenQ GL2460. Ambele au 2 milisecunde grey to grey, adică un timp de răspuns excepțional pentru un monitor de gaming. Iată și mesajul, Dumnezeule mare. Asus VS247HR este un monitor la fel de 24 de inch cu 2 milisecunde grey to grey. Ce mai e? Ar mai fi un AOC G2260WQ6, un monitor de 22 de inch cu 1 milisecundă, atenție. Și Samsung-ul ăsta era interesant dacă nu avea 4 milisecunde grey to grey. Cam astea sunt opțiunile. Samsung-ul ăsta are și FreeSync. Asta este singur lucru bun la el, dar are un timp de răspuns cam mare și are panel PLC. Nu prea e ok pentru gaming, din punctul meu de vedere. Sergiu Roșianu, salutare băieți, am și eu câteva întrebări. 1. Dețin un laptop Acer Aspire V3772G, versiunea cu GTX 760M, ulala, 16 GB RAM și i7-4702MQ, achiziționat de la PC Garage. Aș vrea să-l trec pe Linux și să-l folosesc doar pentru programare. Credeți că un SSD de 256 de GB ar fi suficient? 256 de GB e cam mult pentru Linux. 120-128 ar fi arhi suficient. 2. Doresc să-mi fac un sistem special pentru gaming și aș dori să știu părerea voastră. Intenționez să rulez mai toate jocurile ce vor apărea pe parcursul acestui an și de asemenea îl voi folosi pentru a juca CSGO. Bun, placă de bază Gigabyte Z370 Auro Gaming 5, o placă de bază excepțională, procesor Intel Coffee Lake Core i7-8700K, bravo, nu de altceva, dar e un procesor de viitor de la Intel. Placă video Gigabyte Auro GeForce GTX 1080 Extreme Edition, 8 GB de DDR5, 256 de biți, ulala, e cam sus, cam prea sus. Memorie RAM Corsair Vengeance RGB LED 32 de GB de DDR4 la 2666, SSD Samsung 850 Pro 256 GB, sursă Corsair HXI Series de 750W, hard disk Seagate Barracuda 1TB și ce aș mai putea modifica, adăuga, astfel încât să evit apariția bottleneck-ului. Pâs! Vă urmăresc săptămânal de când ați început, keep up the good work, adică treaba susțin. Bun. Ce trebuie să modifici tu aici? Nimic. Bă, nimic. Nimic. O să fii super fericit, o să folosesc sistemul ăsta pentru gaming, pentru CSGO nu mai spun, pentru că configurația este overkill pentru CSGO, mai degrabă pentru jocurile ce urmează să apară în perioada următoare. Și aici mă refer la Call of Duty, la Assassin's Creed mai sunt 3 zile până la Assassin's Creed 4. 2 zile mai sunt. Joi și vineri. 2 zile pentru Assassin's Creed Origin și toate jocurile ce vor apărea în perioada următoare. E un sistem pe care și l-ar dori oricine. Oricine o configurați, mai ales eu. Eu care sunt împătimit de gaming și de hardware și de toate cele, după ce am testat și 8700K, sincer să fiu, e procesorul pe care mi l-aș dori pentru gaming, fără doar și poate. Acestea fiind spuse, să-l stăpânești cu plăcere, laptopul să-și facă treaba el pe programare pe Linux. 6 întrebări? Astea fuseră toate. Știți ce aveți de făcut pentru mailboxurile viitoare? Să ne trimiteți întrebări pe pcg.ro/tv și live@pcgarage.ro. Eu sunt Madalin. Să aveți o zi excepțională.